o tanchenuiți, bătăi, o mașină vandalizată și o intenție de incendiere. Astfel se face traducere relația dintre Bianca Mitroi și Robert Braia de la Insula Iubirii. Și avem imagine extraordinară. Haideți să ne vedem. Bianca Mitroi și Robert Braia de la Insula Iubirii chiar au o relație cu năbătăi și acum încep și imaginele să apară. Chiar dacă au decis să-și testeze relația amoroasă printr-o călătorie în Thailanda pe Insula Iubirii, rezultatul seama s-a așteptat. În drum spre destinație, Bianca a descoperit informații dureroase în telefonul lui Robert. Printre acestea, a aflat că Robert încercase să scape de motanii ei, simțindu-se neglijat din cauza atenției acordate serinelor. Bianca a dezvăluit aceste lucruri în cadrul emisiunii de la Antena 1, ceea ce a condus și la deschiderea unei anchete penale de către IPJ Dorj față de bărbat. Dar nici Bianca nu s-a lăsat mai pe jos și după ce concurentul ar fi scăpat de motanii iubitei lui pentru că s-ar fi simțit neglijat, tânăra a vandalizat mașina. Bianca Mitroi a aruncat cu pietre uriașe în bolidul lui Robert, nervoasă fiind pentru episodul cu motanii. Imaginile au apărut pe internet și s-au viralizat. Haideți să le vedem. Ce-ai făcut o să vedeți, da? 7 ani cu suspendare, ca să știi, da? Și tu la fel. Pentru violarea intimității. Și tu la fel. Hai, dă-i. Hai. Eu fac de fost la mașină. Hai. Bravo. Uite, mai dă-i dacă vrei. Nu mi-ai călcat mâna. Mi-ai călcat mâna, da? Violarea intimității am toate probele, da? Între 2 și 7 ani. Și ce mai făcut? Iar nu s-a mutat. La Chiar și așa, Robert a spus la izel alte episoade dubioase din relația lor, spunând că și el a fost o victimă. Și nu doar că a spus că a fost bătut de iubita lui. Ai mei mi-au făcut cadou un apartament la verde. A fost datoria mea să renozez, să pun gresie, să pun tot ce-i trebuie, să nu tirez. Tatăl meu, acum câteva luni, mi-a spus în felul următor: Robert, nu poți să te primesc cu Bianca în casă. Nu te supăra pe mine, dar nu poți să-l strig fericirea. Uite, ea e în stare să-ți dea foc la apartament. Am început să îmi depărtez foarte mult familia, pe tata și mama, pentru că ei erau împotriva ei. Eu nu acceptam ca cineva să-mi vorbească ceva de rău de ea și îi consideram dușman pe ei. Bianca la un moment dat mi-a recunoscut faptul că avea în gând să dea foc la casă, să facă o chestie din asta. Adică ceva dus puțin peste imaginația mea personală. Simt că am acceptat foarte multe lucruri și acest fapt mă cam pune pe gânduri și mă îngrijorează, a povestit acesta în timpul show-ului. Bianca Mitroi nu a aruncat cu pietre uriașe în bolidul lui Robert doar că a fost nervoasă pentru episodul cu motanii, ci și pentru faptul că i-a umblat în telefon. Ei bine, nici el n-a negat acest lucru. Tânăra m-a amenințat că îmi dă pe mâna poliției pentru greșelile făcute. Ea a zis la un moment dat că i-am spart conturile de socializare. Este parțial adevărat. O să vă explic exact cum s-a întâmplat. Din curiozitate am intrat pe telefonul ei, recunosc, era deblocat, nu avea nicio parolă. Și am văzut în mesajele ei că atunci când era în București vorbea cu un băiat, care e și el cântăreț. Îi tot scria: așa sentiment nu am mai simțit niciodată, ce bine m-am simțit aseară, a fost extraordinar cu tine. Și am luat decizia să continui, să văd dacă faci așa și în Craiova sau pur și simplu să aflu adevărul exact, să o prind exact. Da, am mai descoperit că și în Craiova avea aceleași obicei, a spus Robert Braia la Insula Iubirii.